Vremurile în care buchetele de flori dispăreau cu repeziciune de pe rafturile florăriilor au apus de mult. Giurgiuvenii nu mai dăruiesc flori cum o făceau în alți ani, iar acest lucru se resimte în activitatea florăriilor. Nici astăzi, de Sfântul Ion, vânzările nu au mers mai bine. Timp de ore bune, florarii din piața centrală s-au uitat lung după clienți, în timp ce vânzătorii din afara pieței s-au bucurat de mai mult succes. Cum merg vânzările? Prost. Prost. Nu mai e. Nu vedeți că nu e nimeni. Cumpără giurgiuvenii de Sfântul Ion? Nu, puțin. Vine unul, pleacă. Și cei care au venit, ce au cumpărat în Sfântul Ion? Trandafiri, gerbera, crin. Cam florile care se găsesc în perioada asta. Așa și așa, nu mai sunt, vedeți, financiar sunt foarte dezamăgit. Nu au bani. Merg la sărbători, dar în rest e pauză totală. Și ce cumpăr? O garoafă, un buchetel la 5 lei. Cine are bani mai cumpără că sunt trandafiri, cât un aranjament floral. Cât o floare? Sau aranjament de gerbera, că e foarte ieftin la 10 lei. Adaunse foarte puțin. Asta e, ca să nu murim de foame. De sărbători cum a mers, mai bine? Nu, foarte prost. O jumătate cum a mers anul trecut. La prețuri între 5 și 20 de lei, giurgiuvenii au cumpărat trandafiri, gerbere, garoafe și aranjamente florale, cu care și-au bucurat sărbătoriții. Am pe Nora. Și mă uitam să-i cumpăr un ghiveș. Și la ce flori vă uitați? Uite că îmi place florile acestea roz și din astea vrea, dar mă mai uit să văd dacă este ceva și mai frumos. Da, dar mă uitam la preț să fie mai mic. Ați găsit ce? Am găsit cu 5 lei un buchet așa pentru butunarul nostru. Ce anume? Niște garofe. Un giurgiuvean a vrut să îi arate iubitei cât de mult o apreciază, așa că i-a dăruit acesteia un trandafir galben însoțit de un te iubesc. Un trandafir galben pentru iubita mea, Ioana. Vino, dragă, să spun te iubesc aici în direct. Și să vă și pupe. Da, uite, vin aici. Auzi că sunt chitros, vină să mă pup. La mulți ani. Mulțumim. Mulțumesc. Ce spuneți, doamnă, de gestul soțului? Îl cunosc și știu că mereu face gesturi din astea. Mulțumesc. Ce să spun, e foarte romantic, da.